Medic, medic, ia ajute pe colegii ăsta de aici, din fața băncii, împușcă. Hai, domnul medic, face ceva, medicul moare, moare medicul, moare medicul, moare medic. Hai că moare medicul, dacă e. Să moare, Jean. Haideți, domnul medic, rapid, rapid. Ce să fac dacă mă omoră ăsta? Haideți, domnul medic. Dar o sângere, stai un pic. Nu mă omoară nimeni, domnule. Hai, domnule, hai să trebuie acolo. Hai. Hai să te tram încolo, zic și eu. Haideți, domn medic. Păi am încercat să-l trag mai încolo. Stați așa că vă ajut acum, haideți că ridicăm, haideți trei. Hai, domn. A, ce așa. Greu e! Mamă! Domnule, nu puteți, vă rog, să mă ridicați rapid, să-mi scoateți vesta. Mamă! Nu prea pot aici, trebuie să te duc la spital, aia e tot baiul. Puteți să-mi scoateți vesta, domnule. John, Johnny. Puteți-mi vesta, antiglonț, cu dumneavoastră sploantele. Puh, ai una și în picior. Rapid, rapid, să-i ajut pe colegii. Hai. Aula, ce grea e. Aulă. Hai că scot repede glonțul. 3, 2, 1, hai! Să mor un polițist și un medic la așa, a doi polițiști. Hai că te bandajezi repede. Stai, domnul, că mă uit încă o dată. Mama are și în cur una. N-ai de la cea. Aola! O spurcată, rău? O static, taci din gură, te rog, că ești salvat. Mai este doar unul pe care cred că îl executăm dacă nu se vede. Ar fi de spulte și mă chiar. Ți-a salvat și pe ăsta. Mamă, domnule. Sunteți înconjurat, aveți dreptul să nu spuneți nimic. Predați-vă. Dracului, cred că s-a dat unul cu ceva în cap. O teacă de aia de la pistol sau ce dracu aia din spate. Domn medic, haideți că mai sunt doi în bancă, doi răniți în bancă. Stai, mțică. Domnul de aici din față nu e împușcat în cap, domnul de aici împușcat în cap nu mai are șanse. Gronță în spate. Bă, ăsta sânge... Nu, nu. Ăsta e împușcat în cap, numai ăsta cu părul verde. Direct, și-a luat și ăsta și ăsta. Așa. Atunci gata, domn medic, chemați morg, așa e. Mai luam pe ăsta. Dracu, cred că fac infart de inima dacă mai tragi pe lângă mine pe ăla. De un jandarm. Domnul Satic, puneți-vă centura. Zila aia să nu mai tragă pe lângă mine, că fac infart, dracu. Johnny? Să nu mai pot face nimic asta. Hai că asta mai are o șansă. Eu aud pulsul. Thank you.
Vezi, pot să mă duc cu unul care e rănit grav. Domnul, mă auziți? Mă auziți? Hai cu mine. Las, bă, vezi că te voi ridica și te voi duce până la spital. Așa. O, dar ce greu ești. O. N-am ce să fac cu el. E lovit în spate, la inimă, direct. E dus. Telefonul mă în spate, mă duc să te operez. Vezi că poți, colegi, vedeți că o să vin cu ăsta, cu un pacient, dacă vă rog, să vă îmbrăcați, să veniți acolo. Stai un pic, că trebuie să deschid aici. Te super. Dacă te pun lângă mine, te super. Mă bai că mai e un coleg pe acolo lângă mine. Care cred că a dormit. Colegul, trezirea! Colegul! Domnul, vă puteți să ridica măcar? Cât să deschideți aici? Haideți dacă vă rog, stați că mă duc să... Haideți, domnule, haideți că te vă ajut. Hai, domnule, 3, 2, 1, hai. Atunci că mă uit încă o dată, cred că cu tot vei intra direct în operație. Nu o să mai stai pe, nu o să mai stai pe aici. Poate că nu vă aud. Încercați, domnul, să vă puneți înăuntru. Stați că mă duc eu. Haideți, domnul. Domnul. Johnny. Chimnezul, pe unde ești? Sunt aici, la spital. Hai, al pe ăsta, că... Zic că Johnny, dar n-are niciun stres. Tot că pe unde ești? Cu Chimnezul. Am înțeles, nu. Mergeți la ăsta, să îi fac operația. Hai, mergem la șaf? Mergem cu mașina sau cu băuă? Mergem la șaf pentru că poliția nu merge la șaf. Ba, să duce, să duce. Da, e și Janel, e și Janel. Da, hai, cum dacă ajungem. Nu, nu vin la șaf. Eu, în stâlpul. Poftim? Simți-mi dacă nu află poliția. Crezi că nu te cunosc? N-am fost un mafiot înainte. Nu mă știi. Am dus să bine aminte. Am fost ăla cu vodka. Ține, rusă ne ziceam noi. Bun, hai că te ajut să ieși. Hai să închide aici, dracu. Bun, haide, înăuntru. Hai, vezi că trebuie să mă schimb, așteaptă un pic.
mă auzi? Da, da, da. După, hai după mine, că poți. Aici. Bă, că te direct aici pe masă. Gata, am revenit. Mersi, ce am făcut. Ce faceți? Haide, te-o pune-te pe masă. Operație, că l-am salvat pe unul. Da, a, s-a luat polițai ceva de acolo? Da, haide, că iar un început. Bun. Dă-ți bluza jos. Că ești la spate. Și pune-te cu burtă pe față, pe patul ăsta. Bine, pat. Na. A, cu burtă? Da, da, pe burtă. Ești bărănit la spate. Și te duci așa? Acum stai așa să mă dezbrac. Haide. Trei polițiști la jaf. Coaie, hai înăuntru și ajută-mă. Eu, domnul. Ma. Să zicem că suntem pe masă. De acolo pe masă mă operați. Hai să scot bandajul ăsta. Pe cealaltă parte. Ok. Hai domnul încă o dată. Și să vă întorceți dacă vă rog. Ia eu acolo? Da, da, da. Cu burta în jos. Să terminăm încă o dată. Bun. Stai așa, stai așa, stai așa dacă poți. Hai că te țin. Bun, 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 bun. Nu te întoarce după mine. Gata. Ok. Pune-te cumva jos de pe burta. Cu burta în... Da, da, da. Parchet. Cu burta către parchet, nu? A, cu burta către parchet. Da. Cu burta în jos. Mai pe scurt. Așa, așa, au, ce bine stai. Sper să nu vine careva. Vezi că scot glunțul. O să te dor un pic, dar n-am ce face. Trebuie să-mi... Stai, nu, stai, 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 ruș. Ce crezi de-aia că fac? Ce facem noi? Știi ce înseamnă să nu ți-ai gulanță în cap numai să fuci? Așa mi se întâmplă mie. Am stat un an numai așa de ascuns și după aia uite-te unde am ajuns. Bun. Deci fii atent. O să dau niște medicamente. O să dau un medicament. Să mă întoarceți înapoi? Încă nu. Deocamdată nu mai fac, mai am un pic de experiență de aici și după aia mă duc, știi? Dar n-am făcut facultate, n-am făcut nimic. Mă pricepeți. Trebuie să-ți mă număr de telefon. V-am dat acolo un bandaj. O să mă ridic? Haide. Ia-ți haineră și hai. Hai că te duc eu până undeva. Îmbracă-te. Haide că te duc eu pe undeva. Să nu ne vadă nimeni, hai. Hai că te ajută. Hai pe afară și mergi acolo în față direct. Da, da, da. Dar fii atent, stai că mă duc să mă schimb. Mă, din păcate pe colegul tău n-am putut să salvez, o fău direct în nimeni, mă, gulunțul. L-a luat direct pe la spate, pe la asta. Tu ai avut noroc că n-ai rămas paralizat. Deci îmi trebuie să-mi cam mulțumește. Doamne, un număr de telefon să-mi lăsați dacă puteți. Sun la 112 cu numele tătarul Alex. Am înțeles. Cam acolo sunt, la spital. Aici o să mă găsești, du-te dincolo.
Să te bagi în spate? Mă bag aici în spate. Să nu mă vadă. Bun, ia pune, pe unde vrei să mergi. Unde mai exact, că nu știu dacă v-ați mutat. Lasă-mă aici. E plină apropierea. Hai că te duc pe aici. Bă, pe GPS înseamnă că acolo mai ies câțiva polițiști aici, în dreapta, în stânga. Bă, domnul. Polițiștii ăștia să-și mai revină sau sunt paralizați? Care aia polițiștii? De la șaf? Da. Iar l-am ajutat de acolo, dar cum o pleca, acum te-am ajutat și pe tine. Ei s-o duc, nu au avut niciun stres, dar na. Stai, Dumnezeu, sănătate. Asta e la fel. Ce să zic, n-am ce. Nu vrei să-ți lași eu ceva așa. Poftim? Aș paga așa, bro. Nu trebuie, nu trebuie. Mă duc și la vodka, că n-am eu nevoie. Un rachiu. Mai și sâmbătă la o bere. Că oricum, duminică, cred că plec. Din oraș de totul. De tot? Da, da. Trupete. Definitiv. Probabil definitiv. Păi aici vrei să te lasă unde? Un pic mai în față, dacă puteți peste care. Aaa, tot aici sunteți, vă nu. Am înțeles, sta un pic, că vorbim deja acum. Ma, când am avut casa aici, puh. Vrei să nu știe nimeni ce s-a întâmplat acolo. Da, da, da. E cineva de aici care stă prea sau? Mai ce nu intră, nu intră. Aha, nu bun. Poți, ce faci, bă? Ia, dă-te jos. Dă-te din gură, colete. Dă-te jos. Băiatul ăsta mi-a salvat viața. Bă, tu ce cauți aici? Mi-a salvat viața, bă, scoate-o armă, dar aștept. Ia mă arată arma încă o dată. Colegul iese urât, colegul. Vezi că au fost rus înainte să fiu medic. Nu te interesează? Colegul, sunt superior ție, n-ai voie să-i faci nimic la băiatul ăsta sau iese urât? Domnul medic, scuzați-mi comportamentul. Nu, zi-mi zilea asta să aibă grijă de tine. Zilea asta să aibă grijă de tine. Da, mersi mult.